trebuie să dar în timpul ședinței, de dialog social, erau întrebări încât nu mai era cazul. Spun încă o dată bun venit domnului ministru al dialogului social, domnul Marianco, care a venit de fiecare dată cu plăcere și de dubios și m-am gândit că a venit cu lucruri bune și de aceea am profitat invitându-l astăzi să participe la ședința Comisiei de Dialog Social. Pentru că la Bihor, așa cum explica și domniei sale, la Bihor lucrurile funcționează, nu știu ce alte zone sau ce alte județe și mă interesează mai puțin, mă interesează ca în județul nostru lucrurile să fie în sensul bun. Și de aceea îi dau cuvântul și rog să vă prezinte și dumneavoastră opinia și viziunea domniei sale, atât pe dialogul social, și sunt convins că va răspunde tuturor întrebărilor pe care dumneavoastră le veți adresa. Domnul ministru, vă rog. Mulțumesc, domnul prefect. Bună ziua, vă spun și eu. E o reală plăcere pentru mine să pot participa la Comisia de Lucru Social din județul dumneavoastră. Am încercat să acoper toată țara. Am luat la pas țara de la Comisia de Lucru Social pentru că sunt convins și în opinia mea Comisiile de Lucru Social la nivel de prefectură sunt în momentul de față mai mult decât operabile. În sensul în care, în ultimii 3 ani de zile, pot spune că foarte multe propuneri de modificare a legilor au plecat din Comisiile de Dialog Social de la nivelul prefecturilor județene. De aceea am un deosebit respect pentru aceste Comisii de Dialog Social. Din păcate, astăzi am constatat că nu există același respect din partea Consiliului Județean. Am aflat că de 4 ani de zile niciun președinte și niciun vicepreședinte, sau cel puțin președinte, n-am participat la aceste Comisii de Dialog Social. Cum într-un alt județ, ca să nu se creeze impresia că am venit astăzi tocmai pentru asta la orară, într-un alt județ am văzut că o parte sindicală sau o parte patronală n-a participat deloc în ultimul an la Comisia de Dialog Social. Însă sunt convins că deciziile și lucrurile care sunt puse pe ordinea de zi în Comisia de Dialog Social de la prefectură ajung și pe masa decidenților de la Consiliul Județean, pentru că multe dintre problemele care vizează județul sunt și de competența Consiliului Județean, a Consiliului Local, a Guvernului, a Parlamentului și altor instituții. A fost o Comisie de Dialog Social frumoasă, altfel nu pot să spun, pe ordinea de zi fiind tema legată de examenul de bacalaureat. Nu intru în detalii, pentru că până la urmă, lăsând la o parte rezultatele și lucrurile bune, îi felicit și eu pe cei care și-au luat examenul de bacalaureat și valoare națională. Mă bucur că am reușit din partea Guvernului României să alocăm o anumită sumă pentru colegii, pentru elevii care au luat nota 10. E trist că aici, la nostru județ, s-a întâmplat ce s-a întâmplat în acel oraș, dar sunt convins că din această greșeală vor învăța mult mai mult părinții, profesorii și cei care fac ordinele de ministru și legile în România. Pentru că, până la urmă, examenul trece, victimele rămân, vinovații trebuie să plătească și, în același timp, să reușim să avem un învățământ de calitate, iar noi toți să ne gândim ce și unde vrem să facem cu învățământul românesc, în condițiile în care, am mai spus, o spus la noastră la Bihor, în ultimii 6 ani sau 7 ani, sunt peste 600.000 de copii care nu și-au luat examenul de bacalaureat, au doar studiile liceale. Mulți dintre ei poate au făcut școli post-liceale, dar nivelul de pregătire este unul mediu. Sunt convins că legea Educației Naționale, care zilele acestea se dezbate proiectul de lege la nivelul Ministerului Educației, va aduce acest proiect cu plus valoare în creșterea educațională. În partea a doua, așa cum știți și dumneavoastră, am intrat pe agenda legată de dialogul social, în special de ziua de mâine, când vom avea prima rectificare bugetară. Rectificare bugetară în urma căreia toate ministerele au bani în plus. Nu există niciun plan în minus, așa cum încearcă unii, din păcate, să speculeze spațiul public. Și mâine sunt convins că premierul, ministrul de finanțe, fiecare ministru va spune exact
câți bani și unde. Cert este că și pe Ministerul Dezvoltării, și pe Ministerul Muncii, și pe celelalte ministere, și inclusiv pe Ministerul Educației, sunt bani suplimentari. Ceea ce este foarte important din punct de vedere administrației locale, toate primăriile care, prin noua formulă de finanțare, au primit mai puțin bani anul acesta, la rectificare vor reveni cu bugetul anului trecut, deci nu putem spune că de mâine o primărie a fost discriminată pentru că nu a primit bani. Tot ceea ce știți că noi am introdus noua formulă cu 15 miliarde minim pentru primăriile de comună, 60 orașe și așa mai departe. Unele primării atunci au spus, domnule, noi am primit mai puțin bani, acea diferență mâine le intră în cont, urmează să facă o hotărâre de Consiliul Local și să distribuie banii acolo unde consideră că au nevoie. În același timp, o sumă importantă se va duce în zona dezvoltării. În sensul în care toate proiectele începute de către administrațiile locale, proiectele de infrastructură școlară, sanitară, rutieră și așa mai departe, apă, canalul și tot ceea ce este nevoie, vor primi prin Ministerul Dezvoltării sume importante. În același timp, la Ministerul Muncii, prin rectificare, se va aloca suma necesară dublării alocațiilor pentru copii. La fel, indemnizațiile pentru pensii. Și de ce spun alocarea? Pentru că, trist pentru România, că președintele a trimis la reexaminare codul fiscal, cerând motivarea de unde vin sumele, dar atunci când Parlamentul a promovat legea privind dublarea alocațiilor, n-a întrebat guvernul de unde aduce bani. A promulgat-o foarte repede. Puținul populism ăsta care nu și-a devine unui președinte, cred că ar trebui să dispară în secolul 21, dar important e pentru toți copiii din România și familia acestora că se dublează redublarea alocațiilor, mâine prin rectificare bugetară, banii sunt acolo, la fel și acele pensii speciale care au mai fost schimbate sau indemnizații care au fost mărite. În rest, pe zona aceasta rectificării bugetare, vă pot spune că suntem pe drumul cel bun și sperăm că ultimele 6 luni anul acesta vor fi la fel pline de creștere economică, să nu fie speriați unii de la Consiliul Fiscal de faptul că nu putem să ducem și codul fiscal mai departe. E nevoie de cod fiscal pentru că fără el nu putem face legea salarizării unitare, care este în dezbatere publică acum la Ministerul Muncii și nici bugetul pentru anul viitor. În zona aceasta a ordonanței de mâine, cam astea au fost lucrurile pe care le-am discutat astăzi. Evident au fost lucruri legate de funcționarea dialogului social, probleme legate de organizare. Am transmis colegilor din Comisia de Loc Social două lucruri. Am inițiat în dezbatere publică hotărârea de guvern privind sectoarele de activitate. Stabilirea sectoarelor de activitate a intrat în dezbatere publică și eu sper ca la finalul lunii august să avem HC-ul care să stabilească sectoarele de activitate în România mult mai flexibil, în așa fel încât negocierea colectivă să poată să fie mult mai permisivă pe toate sectoarele de activitate din economie. Acest HC urmând să intre în aplicare odată cu trecerea lui prin guvern. Este un proiect mai vechi, care, din păcate, a întârziat foarte mult din cauze obiective, nu intru în detalii de genul acesta. Așteptăm ca președintele României să promulge inițiativa legislativă privind funcționarea și organizarea Consiliului Economic și Social. Legea a fost transmisă de Parlament, cred că de aproape două luni de zile. Nu avem niciun punct de vedere de la președinție, pentru că Consiliul Economic și Social din România este blocat, funcționează la avarie de mulți ani. Inițiativa legislativă care a fost trecută prin Parlament face ca în 30 de zile să devină funcțional Consiliul Economic și Social, Forul Suprem de dezbatere pe legi. Orice inițiativă legislativă, așa cum bine știți, obligatoriu trece prin Consiliul Economic și Social. În mare, acestea au fost lucrurile discutate astăzi. Nu intru în detalii pentru că sunt convins că aveți nenumărat întrebări. Vă rog. Colegul din stânga, după pe noastră, nu vreau să facă ordinea cu asta. Haideți, spuneți. Domnul Gatilă. Face dat. Ați afirmat de anul dumneavoastră și de noua guvernare, când a plecat, că va rezolva problema legii dialogului social pe care guvernul Boc a dat-o de pe retră de tot ce a trebuit. Acolo s-au pierdut foarte multe drepturi ale salariaților. Prin comasarea
5 sau 6 legi, prin tot felul de comasări de ordonanțele guverne, oamenii tehnici sunt văduviți de multe drepturi. De ce nu se pune problema asta? Am spus-o și colegilor dumneavoastră în Comisia de Lucru, ce v-a spus și dumneavoastră. Guvernul Boc s-a angajat în fața actorilor partenerilor internaționali că nu va modifica nici legea dialogului social și nici codul muncii. Guvernul României nu va face lucrul acesta. Singura instituție care poate să modifice cele două legi este Parlamentul României. Și drept dovadă, codul muncii a fost modificat de două ori de Parlamentul României. Legea dialogului social a fost modificată o singură dată de către Parlamentul României, dar a fost trimisă la reexaminare de către președintele Iohannis. În același timp, eu nu mă pot pronunța astăzi nici în calitate de senator, nici în calitate de ministru, să spun că legea dialogului social este proastă sau bună. Pot însă să constat că numărul inițiativelor legislative din Parlament se apropie de zero în ceea ce privește modificarea legii dialogului social. Asta înseamnă că legea dialogului social poate fi văzută de unii că e bună, poate fi văzută de alții că este rea. Dacă numărul inițiativelor legislative erau mult mai ample, poate puteam discuta mai aplicat. Însă, nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe urechi. După 4 ani de la aplicarea legii dialogului social în România, structura asociativă arată în felul următor. Din 6 milioane de lucrători pe care are România astăzi, am depășit numărul de 6 milioane de contracte individuale de muncă active, aproximativ 1,3 milioane sunt reprezentați de către sindicate, dintre care 900.000 bugetari, și în jur de 800.000 de lucrători de către patronat. Asta înseamnă că structura asociativă sau dialogul social instituțional funcționează doar cu aproximativ 20% dintre numărul de lucrători. Dar aici trebuie mai multă aplicare și aplicare. Nu e o lege perfectă, orice modificare poate fi discutată, dar nu cred că Guvernul României poate să spună astăzi că e bună sau nu e bună. Eu vă pot spune un singur lucru. Guvernul României s-a retras din Consiliul Economic și Social, unde structura de conducere erau 15 de la sindicate, 15 de la patronate, 15 de la guvern. Guvernul s-a retras din legea dialogului social, a nominalizat societatea civilă acolo și totuși CES-ul nu funcționează de aproape 3 ani de zile. Nu știu dacă este vina guvernului că sindicatele, patronatele și societatea civilă n-au reușit să facă funcțional Consiliul Economic și Social. De aceea, eu cred că trebuie mai multă seriozitate în a aplica actuala lege și din partea sindicatelor și a patronatelor și a guvernului și în același timp, acele articole din lege care sunt neaplicabile, nu fac funcțională legea, se intre într-o dezbatere serioasă și să vedem ce să putem modifica. Au fost tentative din partea foștilor miniștri pentru dialog social, alături de confederațiile sindicale și patronale, spuneau că o să înainteze un draft de modificări într-un termen noiembrie anul trecut, n-am văzut nici un draft din punctul acesta de vedere, decât inițiative sporadice sau a unor sindicate, sau a unor patronate, sau a două sindicate cu un patronat. Deci nu există consens. Și eu cred că o lege așa serioasă nu poate veni guvernul cu o punct de vedere în condițiile în care nu există consens la nivelul sindicatelor, patronatelor, care până la urmă ar trebui să asigure pilonul funcționării corecte a unui dialog social. De aceea vă asigur de toată bunăvoința guvernului României de a susține modificările a legii dialogului social care sunt acceptate de toți partenerii sociali, nu numai de unul. Alte întrebări? Spuneți. Prin lege, Parlamentul României a dublat alocațiile pentru toți copiii din România fără să fie prevăzut în bugetul anului 2015. Dublarea alocațiilor s-a promulgat la 1 iunie în monitor oficial, foarte repede către președinte, n-a spus de unde aducem banii. Noi astăzi trebuie să asigurăm dublarea alocațiilor până la finalul anului financiar, pentru că nu erau prevăzut în bugetul anului 2015. Cei cu 200 de lei, e simplu, suma este de aproximativ 900 de milioane, dacă nu mă înșel la memorie, 850 de milioane de lei, pentru că, haideți să, sunteți la G24, sunt de seara la dumneavoastră, dar nu de-aia, de-aia. Okay. De seara o să fiu prezent în studioul dumneavoastră la București, dar nu acolo vreau să ajung. Reducerea TVA-ului de la 20% la 19%, pe care PNL-ul a propus-o și Parlamentul a votat-o,
înseamnă în bani 2,5 miliarde de lei. Asta este reducerea de la 20 la 19. Duplarea alocațiilor pentru copii înseamnă 900 de milioane de lei pe un trimestru. E simplu, pe un semestru. Și repet, dubla măsură. Atunci când era vorba de copii, n-a spus niciodată președintele, domnule, dar aveți unde da guvernul, deși guvernul României a spus că căutăm bani la prima rectificare și dacă luați declarația premierului din perioada respectivă, a spus la prima rectificare de buget dăm bani. Asta facem mâine. Dăm bani pentru dublarea alocației. Pentru până la finalul anului, pentru că nu era un buget, era alocația de 42, o dăm la 84, cum a votat Parlamentul României. Cei cu 200 rămân cu 200. Legea nu prevede dublarea indemnizației de creștere a copilului, cea de 200 de lei. Iar pe de altă parte au mai fost și câteva pensii, dacă vă aminte, modificate tot de către Parlament, câteva pensii speciale care trebuie prinse iarăși în bugetul de pensii, care este subvenționat din bugetul de stat. Pentru că toate pensiile sociale sunt, pardon, pensiile speciale sunt subvenționate din bugetul de stat, nu sunt din bugetul asigurării sociale. Păi avem sumele. Din creșterea economică avem bani suficienți ca să dăm 1,4 miliarde, pare mi se tot bugetul rectificat la Ministerul Muncii. Avem creștere economică de 4%, mi-o doresc de 8%, chiar dacă guvernatorul României nu își dorește de 8%, ci își dorește să rămânem la 4%. Aș dori să avem creștere economică încă 10 ani și tot să fie creșterea și cu două cifre, dacă mă întrebați. Cât de mult considerați că putea ajuta de familiile din România cu această dublare a alocației? Ce vor putea face cu banii aceștia? Deci nu, e o întrebare nu grea, o întrebare delicată. Între 42 și 84, într-adevăr, nu e o diferență foarte mare la, din punctul ăsta de vedere a familiei. Dar între nimic și ceva, este ceva. Noi avem o mare problemă, din punctul meu de vedere. Pe familiile cu venituri mici, dacă vă aduceți aminte, anul acesta am dublat indemnizația și 700.000 de copii aveau acest 42 de lei prins de la începutul anului, tocmai pentru a asigura venitul minim garantat. Avem o mare problemă în zona aceasta de sărăcie și de aceea am și adoptat strategia privind combaterea sărăciei. Avem strategia aprobată și trebuie să fim mult mai atenți pe zona aceasta în care poate uneori se dau bani și nu ajung banii acolo unde doresc. Din păcate, eu sunt convins și nu cred că trebuie să ne ascultăm după deget, mulți din banii aceștia nu ajung la copii. Trebuie să fim atenți cum găsim instrumentul, și putem face dezbatere publică din punctul acesta de vedere, cum găsim instrumentul ca banii să ajungă cu adevărat la copii, și aici nu mă refer la copii violatori sau copii violați, ca să fiu foarte explicit. De ce nu are guvernul, sau dacă are guvernul plan, o condiționare a acordării alocației pentru copii, de frecventarea efectivă a școlii de către aceștia. Cu tot respectul vă spun, în lege spune lucrul acesta. Nu se arată. Ca și fost coleg, ca și fost cadru didactic, lider de sindicat, ministru pe acolo, în lege spune că la 20 de absențe, dacă nu așa în metodologie, se poate suspenda alocația pentru copii. La 40 se face și matriculare. Din punctul acesta de vedere, normele interne la Ministerul Educației spun clar că sunt condiționate cele două lucruri. Prezența la școală cu acordarea alocației pentru copii. Vorbim despre o măsură legislativă. O măsură legislativă care să spună ce? Să condiționeze sau să aducă niște condiții prin lege care să condiționeze aceste lucruri. Acum, dacă ne uităm în Constituție, învățământul este obligatoriu în România. Dacă este învățământ obligatoriu în România, pe zona învățământului obligatoriu, dacă nu este asigurat învățământ obligatoriu, trebuie sancționat părintele. Nu mai dau și altă sancțiune. Și atunci, frecvența la școală astăzi este corelată cu alocația. Deci, dacă nu mă înșel de memoria, minim 20 de absențe. Poți să faci peste 20 și se suspendă alocația. Dar în același timp, n-ar trebui să ajungem la 20 și 40, că și așa avem abandon școlar suficient. Și din păcate, foarte mulți părinți nu mai ajung pe la școală să vadă ce fac elevii decât odată la 3 ani. Cu cât ne vom un pic mai serios în chestiunea aceasta, poate vom fi mai bine. Dar mai mult decât atât, poate în legea educației, pentru că e dezbatere publică, putem prin un articol care nu văd astăzi cum trebuie să sun. Că dacă nu merge copilul la școală, e tare locație, e un drept universal la locație. O să o suspend. Haideți să ne uităm. Învățământul este obligatoriu. Cine răspunde dacă copilul nu se duce la școală? Tocmai. Că vorbeați adineauri de
Sunt convins că în 99% dintre cazuri banii sunt folosiți cu responsabilitate. Dar mai avem 1%, hai să facem 100%. Sunt optimist. Sunt un om optimist. Astăzi statul român dă două facilități pentru copii. Una prin deducere personală pentru salariați, care au 1, 2 sau 3 copii. Este deducere personală, de minim, 250, de minim de la 250 de lei în sus. A doua este alocația. Astea sunt cele două forme pe care statul le acordă copiii. Găsim familii care au mulți copii. Să nu se încurajeze nemunca prin aceste măsuri sociale și irresponsabilitatea unor cetățeni. Bun, aș trece la o altă întrebare. Vorbeați adineauri că toate ministerele primesc bani în plus la rectificarea de buget, însă, din câte am citit, există o problemă cu Ministerul Transporturilor. Am înțeles că domnul ministru Teodorovici a arătat că cei de la transporturi cer bani fără să fie în stare să-i cheltuie și ca atare ei nu primesc bani în plus la această rectificare, ci din potrivă. Deși sunt proiecte care necesită cofinanțare, de proiectele cu bani europeni. Da, sunt ministere care până la finalul anului nu pot să folosească toți banii alocați anului 2015 și în special pe zona fondurilor europene, unde aceste cofinanțări nu permit folosirea banilor. Dar asta nu înseamnă că ei pierd pe zona aceasta banii, nu, ca să fiu mai explicit. Nu putem da rectificare la un buget, la un minister pe un capitol de buget în care nu au fost cheltuiți bani. Sau nu este plan clar de cheltuire până la finalul de folosire de până la finalul anului. Discutăm de cofinanțare, cofinanțarea se acordă într-un anumit moment. La finalul proiectului, la începutul proiectului, pe derularea proiectului, avem la Ministerul Transportului prevăzut 13 miliarde de lei de euro în master planul de transport. Nu putem pune toată cofinanțarea în 2015, că mi-aș dori și eu din cei bani din 2014-15 până în 2020 să-i folosim 13 milioane în primul an. Deci doar acolo sunt probleme de reașezare. Practic, dacă îmi permiteți, era vorba de cofinanțări la proiecte care au fost cu suspiciuni de fraudă și care nu se pot finaliza în acest an, urmând să se piardă execuția financiară pentru ele. Și de aceea s-au luat, pentru că timpul fizic până la finalizarea proiectelor 31 decembrie, octombrie, era evident că nu se pot face. Și de aceea s-au luat acei bani de acolo și este redistribuit în altă parte, nu se pierd. Eu nu vă pot spune pentru că n-am intrat în detalii de genul acesta câte primării vor lua și când vor lua. Cu siguranță puteți primi aceste informații, însă cu siguranță primăria municipiului Oradea va primi bani în plus, pentru că în general primăriile de municipiu au fost plafonate. Acum sper ca din bani în plus să nu se mai cheltuie total la iurea cum am văzut zilele trecute că s-au cheltuit nu știu câte sute de milioane pe tot felul de dorințe a unui primar. La ce mă referi? La dublu referendum de aici. La ce mă refer? Ne apucăm să aruncăm cu bani pe referendum, deși am înțeles de la unii colegi de dumneavoastră din mass media și nu vă nominalizez, că în primul tur s-au folosit 700 de milioane, în al doilea tur 200 milioane sau ceva de genul ăsta. Adică nu la fel s-au cheltuit ele când organizez același tip de referendum. Treaba. Eu sper să nu se mai risipească banii, să se folosească. Permiteți-mi. Știu, de v-am spus că municipiul, în general, municipiile reședință de... municipiile reședință de județ, prin noua formulă, au fost vitejești. Mă refer mai ales la municipiile care au productivitate, iar cele de la noi din Ardeal, cam toate au fost pe plus. Adică au pierdut prin noua formulă. Acum o să primească, evident, diferența. Cert este că, și cu asta închei, cert este că prin formula de minim 15 miliarde am avut totuși aproape 1800 de primării în România care au luat buget suplimentar. Gândiți-vă că au fost primării care an de an au primit câte un miliard și jumătate. Cum să te dezvolți? Cum să dai o șansă cetățeanului de acolo dacă tu primeai câte un miliard pe vechea formulă miliard? Acele primării nu o să dea bani înapoi, ca să fim clar.
rămân cu bani în continuare și sper ca bugetul anului viitor să poată fi mult mai corect distribuit, în așa fel încât fiecare cetățean să aibă acces la apă, canalizare, drum și toate celelalte. Înțelegem că dumneavoastră considerați că banii sau organizațiile două referendumul regional a fost nepotrivită? M-ați înțeles total greșit. Nu știu dacă nu știu de unde a adus Consiliul Local unde a dat banii pentru buget, pentru organizare, dacă s-au cheltuit 800 de milioane, cum dacă s-au cheltuit la fel. Cert este că de la primul... Cât? 800 de mii de lei. 800 de mii de lei noi? Deci nu știu, din punctul acesta de vedere, cum o să fie folosiți banii prin rectificare. Sper să nu mai facem... Dacă mă întrebați pe mine, ai făcut odată un referendum, de ce îl faci a doua oară? La interval așa scurt. Dacă mă întrebați pe mine, doar așa de a arăta ce? Și dacă ai cheltuit, asta e altă întrebare, dacă ai cheltuit la primul referendum 5 lei, de ce la al doilea ai cheltuit 10 lei? Sau 3 lei? Că la fel ai organizat cu aceleași secții, cu aceleași lucruri. Mă rog, nu știu, nu intru detalii. Ideea este că poate cu 800.000 de lei puteam face altceva în zilele acestea. Dar dacă a fost gaură în bugetul municipiului Oradea, cu siguranță rectificarea bugetară de mâine acoperă acea gaură și cetățenii municipiului. Și acum noi sunt detalii despre ce sume vor fi alocate și pentru ce proiectul? În ce zonă puneți întrebare? Rectificarea bugetară va veni pentru fiecare comunitate banii pe care au pierdut prin noua formulă. Toți vor fi banii și inclusiv municipiul Oradea, dacă mi-e drag de municipiul Oradea. Pe zona de PNDL, OG28, investițiile care au fost derulate, sigur pe Ministerul Dezvoltării vor veni bani, nu știu, 1,2 ceva miliarde, desigur vor fi. Pe bani europeni, pe tot ce a fost început, sigur este rectificare și sigur vor veni bani. Nu vă pot spune astăzi câte proiecte are municipiul Oradea sau județul în fiecare oate. Lucrul acesta o să-l vedeți după ziua de mâine, când clar se va vedea fiecare OAT câți bani a primit pe fiecare formulă, pentru că vor fi ședințe de Consiliul Local, se va face rectificarea, rectificarea se face exact cu ceea ce am dat noi de la bugetul de stat. Și pe sentință judecătorești, și pe bani pentru funcționare, administrare și toate celelalte. Dacă îmi permiteți, la cei din Oradea, la toți, pentru că a Oradea, pentru ministru, în privința sumelor care vor veni sunt, pentru că normativele de repartizare a banilor au prevăzut pentru multe, majoritatea primăriilor a fost un lucru mai mult decât bun, ca să mai stea cu mâna întinsă la Consiliul Județean, dar au fost, pe formulă, au fost și primării care au rămas cu bani mai puțini. Și aflându-se